Jandarmii pot sancționa orice transportator de material lemnos. Este vorba despre sancționarea celor care transportă lemne fără proveniență legală. Începând cu data de 20 octombrie, jandarmii vor avea dreptul să oprească în trafic pe drumurile forestiere și doar pe acestea autovehiculele care transportă material lemnos. În cazul nerespectării legislației în vigoare, sancțiunile contravenționale variază. Jandarmii vor putea aplica sancțiuni contravenționale cuprinse între 1.000 și 12.000 de lei pentru tăierea, ruperea din rădăcina arborilor, dar și pentru furtul sau însușirea arborilor tăiați. La acest capitol intră și pomii de Crăciun. Cei care depozitează sau transportă material lemnos vor fi sancționați de jandarmi cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Nici cei care transportă materiale lemnoase cu aviz de însoțire, dar a cărui valabilitate a expirat, nu vor fi iertați. Aceștia pot primi amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.